Echipa prahoveană a deschis scorul în minutul 27, când Marinescu a executat un corner de pe partea stângă, iar croatul Ipsa a înscris cu capul din 2 metri. Rapid Suceava a evoluat mult mai curajos în repriza secundă, reușind să restabilească egalitatea la 10 minute de la reluarea jocului. Sfrijan l-a găsit cu o pasă în adâncime pe Matei, iar atacantul rapidiștilor a înscris cu un șut din interiorul careului. Bucuria din tabăra ceferiștilor a durat mai puțin de un minut. Camerunezul Priso a centrat în interiorul careului, iar Velescu a introdus mingea în propria poartă. Peste doar 3 minute, Petrolul și-a dublat avantajul prin izraelianul Haddad, care l-a învins pe Rohețchi cu un șut de la 16 metri. Sucevenii au redus din diferență în minutul 69, când Sumanariu a înscris din interiorul careului după o centrare a lui Golovka. Rapid Petrolul s-a terminat 2-3, iar formația prahoveană a devenit a 7-a echipă calificată în sferturile Cupei României.